Răzvrătitul Autor Jack London Londra 1963 Din somn, tu, Doamne, mă trezește și munca mi-o blagoslovește. Chiar de-aș muri până diseară să nu-mi fac munca de ocară. Amin. Dacă nu te scoli, Johnny, nu-ți dau nimic de mâncare. Amenințarea nu a avut niciun efect asupra băiatului. Adormitul se agăța cu încăpățânare de somn, luptând pentru dreptul de a rămâne cufundat mai departe în uitare, ca un visător care luptă pentru visul lui. Strânse pumnii, lipsiți de vlagă, și începuse-i plimbe prin aer cu mișcări încete, spasmodice. Loviturile erau destinate mamei lui. Dar mai că s-a obișnuită se vede cu năravul ăsta, se ferea cu dibăcie de pumnii lui, continuând să-l zgâlțe cu putere de umeri. Lasă-mă! Lasă-mă în pace! Strigătul acesta înnăbușit, pornit din străfundurile somnului, se transformă repede într-un bocet și, după ce o clipă urcă la intensitatea unui urlet războinic, se stinse brusc, într-un scâncet slab. Era un strigăt animalic de protest și de revoltă, strigătul unui suflet frământat. Dar mama nu se lăsă impresionată. Femeia asta cu ochii triști și cu fața obosită se obișnuise să se lupte așa cu băiatul ei în fiecare zi. Apucă pătura și încercă să o tragă, dar băiatul, încetând să mai izbească cu pumnii, se agăță cu disperare de pătură. Făcându-se ghem în fundul patului, continuă să doarmă mai departe, așa acoperit. Atunci mama încercă să tragă tot așternutul jos pe podea. Băiatul se împotrivi, mama își încordă puterile și, fiind mai puternică, în cele din urmă băiatul și așternutul trebuiră să cedeze. Johnny, agățându-se instinctiv de așternutul cald, ca să-și ferească trupul de frigul tăios ce domnea în cameră. În clipa când se bălăbăni la marginea patului, părea că o să cadă cu capul în jos, dar conștiința tresări în el. Încercă să se ridice, abia menținându-și echilibrul, apoi căzu în picioare pe podea. În aceeași clipă, mama l-a pucă iar de umeri și începu să-l zgâlțeie. Băiatul începu și el să dea din nou în dreapta și în stânga cu pumnii, dar să dată cu mai multă putere și cu mai multă precizie și deodată deschise ochii. Atunci mama îi dădu în sfârșit drumul. Băiatul se trezise. Bine, mormăi el. Mama lui luă lampa și plecă în grabă, lăsându-l în întuneric. O să te dea afară, îl avertiză ea înainte de a ieși. Băiatului nu-i păsa că rămăsese în întuneric. După ce se îmbrăcă, se duse în bucătărie. Mersul îi era tare greoi pentru un copil atât de subțire și firav abia își mișca picioarele târșindu-le, ceea ce părea ceva nefiresc, deoarece picioarele lui erau numai piele și os. Trase lângă masă un scaun cu fundul spart. Johnny!" îl striga ascuțit mama. Băiatul se sculă brusc de pe scaun și, fără a spune un cuvânt, se îndreptă spre chiuveta murdară și slinoasă. Din gaura de scurgere venea o duhoare puternică, dar el nu simțea nimic. Duhoarea chiuvetei I se părea ceva foarte firesc și, la fel de firesc, i se părea ca săpunul să fie murdar de lăturile din bucătărie și să nu facă deloc clăbuci. De altfel, nici nu prea încerca să scoată clăbuci din săpun. Câteva plescăituri cu apă rece de la robinet și gata spălatul. Pe dinți nu se spăla niciodată. La drept vorbind, perie de dinți în viața lui nu văzuse și habar n-avea că pe lumea asta există oameni atât de zănatici încât să-și spele dinții. Ai putea să te speli măcar o dată pe zi fără a mai aștepta să ți se spună, îl dojeni mama în timp ce turna cafea în două cești, ținând căpăcelul spart al ceainicului ca să nu cadă. Johnny preferă să tacă, acesta era veșnicul lor motiv de râcă și singurul lucru față de care maică sa se arăta neînduplecată, spălatul. Johnny trebuia să se spele pe față măcar o dată pe zi. Băiatul se șterse cu un șervet soios, jilav, murdar și rupt, care îi lăsa scame pe față. Dar aș vrea să nu mai locuim atât de departe de fabrică, spuse mama când Johnny se așeză la masă. Eu totdeauna caut să fie cât mai bine. Doar știi și tu asta. Un dolar mai puțin la chirie e lucru mare. Și apoi aici avem ceva mai mult loc. Știi și tu asta. Băiatul nu dădea nicio atenție vorbelor mai căsi. Le auzise de atâtea ori până acum. Cercul gândurilor ei era strâmt, mereu se văita că locuiesc prea departe de fabrică. Un dolar înseamnă mâncare mai multă, spuse el apăsat. Mai bine să merg ceva mai mult pe jos, dar să am mai multă mâncare. Îmi fuleca grăbit, mestecând pâinea numai pe jumătate și, înghițind dumicatul aproape nemestecat, după ce îl muia cu o sorbitură de cafea, un lichid tulbure și fierbinte, căruia îi ziceau cafea. Dar Johnny era convins că e cafea, și încă o cafea excelentă. Aceasta era una din puținele iluzii care îi mai rămăseseră. În viața lui nu băuse cafea adevărată. Pe masă, în afară de pâine, se mai afla și o bucățică de friptură de porc rece. Mama îi mai umplu încă o dată ceașca. Văzând că e pe cale să-și termine felia de pâine, copilul început să tragă cu coada ochiului înspre maică sa să vadă dacă îi se mai dă alta. Mama îi surprinse întrebarea din privire. Ei, nu mai poți fi atât de lacom, Johnny!" Îl repezia, ți-ai primit porția. Surioarele și frații tăi sunt mai mici ca tine." Johnny nu răspunse dojenii. Nici nu prea era vorbăresc din fire. Privirea lui hămesită încetă să mai ceară de mâncare. Nu voia să se plângă și avea o răbdare tot atât de grozavă ca și școala la care o deprinsese. După ce își bău cafeaua, își șterse gura cu dosul palmei, apoi dădu să se scoale. Stai puțin!" îl opri grăbită mama. Cred că aș putea să-ți mai tai o feliuță de pâine, una subțire. Și, punând mâna pe cuțit, făcu o adevărată scamatorie, prefăcându-se că taie o feliuță, lăsă neatinsă pâinea pe care o puse înapoi în coșuleț și dădu în același timp băiatului una din cele două felii pe care le oprise pentru ea. Credea că îl păcălise, dar băiatul văzuse totul. Asta nu îl împiedică totuși să ia pâinea fără rușine îi intrase în cap că mai sa fiind mai tot timpul bolnavă, tot nu prea avea poftă de mâncare. Văzându-l cum mestecă pâinea goală, mama se întinse peste masă și îi turnă în ceașcă toată cafeaua ei. Nu prea mă simt bine cu stomacul astăzi, îi explică ea. Un șuierat îndepărtat de sirenă, prelung și ascuțit, îi făcu pe amândoi să sară în picioare. Mama privi ceasul deșteptător de pe poliță. Acele arătau cinci și jumătate. La ora asta, ceilalți salariați ai fabricii de-abia se trezeau. Mama și aruncă un șal pe umeri, iar pe cap își puse o pălărie veche, murdară și deformată. Trebuie să alergăm, îi spuse, micșorând flacăra și suflând în sticla lămpii. Ieșiră și coborâră scările pe dibuite. Era o vreme senină, geroasă. La primul contact cu aerul de afară, Johnny începu să dârdeie. Stelele încă nu început să răsăpălească, iar orașul zăcea acufundat în întuneric. Amândoi abia mergeau, ca și cum mușchii picioarelor ar fi refuzat să le desprindă tălpile de pe caldarâm. După 15 minute de mers în tăcere, mama o apucă la dreapta. Vei să nu întârzi!" îl îndemnă încă o dată din bezna care o învăluia. Johnny nu răspunse și își văzu de drum. În cartierul fabricilor, pretutindeni se deschideau porți și în curând Johnny dispăru și el în gloata care se târa grăbită înainte, prin întuneric. Când intră pe poarta fabricii, sirena așuieră din nou, privi spre răsărit, dincolo de orizontul încadrat de linia frântă a acoperișurilor, mija o lumină palidă. Atât a putut să vadă din lumina zilei, înainte de a întoarce spatele spre a se alătura echipei din care făcea parte își ocupă locul la una din lungile șiruri de mașini. În fața lui, deasupra unei lăzi pline de mosorele, se învârteau repede niște mosoare mari. Pe acestea se înfășurau în două firele de iută de pe mosorele. Munca nu era complicată, cerea însă repeziciune. Mosorelele se goleau atât de repede și mosoarele mari, care le goleau, erau atât de numeroase încât n-avea timp să stea o clipă locului. Johnny lucra ca o mașină. Cum se golea vreunul din mosorele, îndată oprea mosorul cel mare folosindu-se de mâna stângă, ca de o frână și prinzând în același timp din zbor capătul firului între degetul mare și arătător. Totodată, cu mâna dreaptă, prindea capătul firului de la alt mosoraș. Aceste gesturi diferite, făcute în același timp cu ambele mâini, le executa cu o mare repeziciune. Apoi, cu o mișcare fulgerătoare, făcea un nod și dădea drumul mosorului. Nu era mare lucru să faci nodurile astea speciale de filatură. Johnny se lăudase odată că le-ar putea face și în somn, ceea ce, la drept vorbind, și făcea în unele nopți în care se visa tot înnodând și înnodând de veacuri și veacuri. Unii nici mai trăgeau chiulul, pierzând vremea și lăsând mașinile să meargă în gol fără să schimbe imediat mosoarele golite. Și tocmai pentru a împiedica asemenea lucruri exista un supraveghetor. Într-o zi acesta îl prinse pe vecinul lui Johnny, chiulind și îl trăsese de urechi. Uită-te la Johnny! De ce nu faci și tu ca el?" îl întrebase supraveghetorul roșu de mânie. Mosoarele lui Johnny se învârteau mereu, dar lauda asta indirectă îl lăsase rece. Altădată l-ar fi impresionat. Hei, dar de atunci trecuse mult, mult de tot. Acum când auzea că e dat ca exemplu, fața lui apatică rămânea lipsită de orice expresie. El era muncitorul perfect. Știa, i se spusese asta de atâtea ori încât devenise o banalitate, care nu-l mai impresiona. Dintr-un muncitor perfect ajunsese o mașină perfectă. Când lucrul mergea prost, vina nu era a lui, căci mașinile nu pot avea nicio vină, ci a proastei calități a materialului prelucrat. Era cu neputință să facă vreo greșeală, la fel cum o bună matriță de cuie nu poate să ștanțeze cuie proaste. Și nu era de mirare. Toată viața, clipă de clipă, se învârtise pe lângă mașini. S-ar fi putut spune că era una cu ele. În orice caz, mașinile îl ducaseră. Cu 12 ani în urmă, în sala războaielor de țesut, a aceleași țesătorii se petrecuse un mic și neînsemnat eveniment. Mama lui Johnny le și nase. Cei din jur o culcaseră pe pardoseală în mijlocul vuietului mașinilor. Vreo două femei mai în vârstă fuseseră chemate de la războaiele lor. Contramaestrul le dădu și el o mână de ajutor și, după câteva minute, în sala războaielor se afla un suflet mai mult peste numărul celor care intraseră pe ușă. Era Johnny, născut cu zgomotul infernal al războaielor în urechi și, trăgând în piept, odată cu prima respirație, aerul cald și umed, îmbâxit de scame de bumbac. Și chiar din prima zi a vieții lui, tuși ca să-și curețe plămânii de scame, după cum pentru același motiv avea să tușească mereu. Băiatul care lucra alături de Johnny scâncea și se smiorcăia. Chipul lui era încrâncenat de ură. Îl ura nespus pe supraveghetor care continua să-l amenințe cu privirea de departe. Mosoarele se învârteau însă cu toată viteza. Copilul înjura de mama focului mosoarele care zbârnăiau în fața lui, dar sunetul glasului lui nu se auzea nici la cinci pași, oprit fiind ca de un perete de evacarmul din atelier. Johnny nici nu se sinchisea, totdeauna accepta lucrurile așa cum erau. De altfel, prin repetarea evenimentului, impresia se tocește, iar întâmplări de felul acesta văzuse de nenumărate ori. Lui se părea că al contrazice pe supraveghetor sau a înfrunta voința mașinilor, era tot atât de zadarnic. Mașinile fusese construite ca să funcționeze într-un anumit fel și să sfârșească anumite mișcări. Același lucru se putea spune și despre supraveghetor. Către ora 11 în atelier începu o forfotă neobișnuită. Într-o clipă, prin nu se știe ce căi tainice, zvonul se răspândi pretutindeni. Băiețașul Olog de un picior, care lucra alături de Johnny, S-o păi repede către un cărucior gol și se ghemui în el ca să se ascundă acolo cu cârjă cu tot. Tocmai intra în atelier directorul filaturii, însoțit de un tânăr bine îmbrăcat și cu cămașa scrobită. Un domn, după calificarea oamenilor, făcută de Johnny, care pe deasupra era și inspector. Trecând pe lângă băieți, acesta din urmă se uita atent la ei. Câteodată se oprea și punea întrebări. Atunci era nevoit să strige din fundul plămânilor ca să poată fi auzit și fața ei se schimonosea caragios din pricina sforțării. Privirea lui atentă notă locul gol de la mașina de lângă Johnny, dar nu spuse nimic. Privirea-i căzu și asupra lui Johnny și se opri brusc. Îl apucă de braț, îl trase la un pas de mașină, apoi cu o exclamație plină de surpriză îi dădu drumul. Cam slăbuți, chicotii directorul alarmat. Numai piele și oase, răspunse celălalt. Uită-te la picioarele lui. Copilul ăsta e rahitic. Boala, el a început, dar tot rahitism se cheamă. Dacă cumva nu i-o luau înainte tuberculoza, o să-l doboare epilepsia. Johnny asculta fără să priceapă, de altfel nici nu-i păsa de bolile care aveau să vină. O nenorocire apropiată și mult mai serioasă îl păștea acum, domnul inspector. Ei, băiete, acum spunem adevărul, zise, sau mai curând zbieră inspectorul aplecându-se până la urechea băiatului. Câți ani ai? 14, minții Johnny, strigându-și minciuna din adâncul plămânilor. Pusese atâta forță în acest răspuns, încât începu să tușească sec și convulsiv, scuipându-și scamele care intraseră în plămâni în tot cursul dimineții. Arată cel puțin de 16, spuse directorul. Sau de 60, îi întoarse vorba inspectorul. Totdeauna a arătat așa. De când? întrebă brusc inspectorul. De ani de zile și nu îmbătrânește deloc, dar nici nu întinerește. Aș putea spune. Presupun că în anii ăștia a lucrat aici, nu-i așa? Din când în când. Dar asta a fost înainte de a intra în vigoare legea nouă. Se grăbi să adauge directorul. O mașină care merge în gol?, întrebă inspectorul, arătând spre mașina de lângă Johnny, pe care mosoarele, pe jumătate depănate, se învârteau nebunește. Pare să că da, directorul făcu semn supraveghetorului să se apropie, îi strigă ceva în ureche și arătă cu degetul spre mașină. Merge în gol, îi raportă el apoi inspectorului. Trecură înainte și Johnny, mulțumit că scăpase de primejdie, își reluă munca, dar băiețașul Olog fu mai puțin norocos. Cu ochii săi ageri, inspectorul îl descoperi numai decât și îl trase afară din cărucior. Buzele băiețașului tremurau, iar fața îi era atât de îngrozită, de parcă o nenorocire cumplită și de neînvins s-ar fi abătut asupra lui. Supraveghetorul se uita la el mirat, ca și când atunci l-ar fi văzut pentru prima oară. Cât despre director, fața lui exprima totodată uimire și neplăcere. Îl cunosc, spuse inspectorul. Are 12 ani. Din trei ateliere l-am scos anul acesta. Acum am să-l scot și din cel de-al patrulea. Apoi, întorcându-se spre copil, mi-ai făgăduit pe cuvânt de onoare ca să te duci la școală. Ologul izbucni în hohote de plâns. Vă rog, domnule inspector, în casa noastră au murit doi copii și suntem săraci, săraci de tot. Dar de ce tușești așa?" întrebă inspectorul, ca și cum l-ar fi acuzat de o crimă. Și ca și când ar fi căutat să se dezvinovățească, ologul răspunse. Nu-i nimic, domnule inspector. Am răcit săptămâna trecută, atâta tot." În cele din urmă, băiețașul Olog părăsi atelierul împreună cu inspectorul în urma căruia se ținea directorul neliniștit și protestând mereu. Apoi lucrurile își reluară cursul lor monoton. Dimineața lungă și după amiaza și mai lungă trecură, iar șuieratul sirenei vesti ora plecării. Când Johnny ieși pe poarta fabricii, era noapte de-a binelea. În timpul cât copilul stătuse închis în atelier, soarele se urcase pe scara de aur a cerului, inundase lumea cu căldura lui plăcută, coboruse din nou și dispăruse spre apus, dincolo de linia frântă a acoperișurilor cina era singura masă la care se întâlnea întreaga familie singura masă la care Johnny își vedea frățiorii și surioarele cina aceasta lua aspectul unei adevărate ciocniri pentru că Johnny era foarte bătrân pe când ceilalți copii erau alarmant de tineri îl punea pe gânduri purtarea lor copilărească era ceva exagerat uimitor de neînțeles copilăria lui fusese mult prea departe în urmă Întocmai ca pe un bătrân morocănos, zbenguia la copiilor îl plictisea o socotea curată prostie. Se încrunta privind țintă în fundul farfuriei fără să scoată o vorbă și nu se mângâia decât la gândul că în curând o să trebuiască să se ducă și ei la muncă. Asta o să le mai taie pofta de șotii. Atunci vor fi potoliți și cumpătați la gesturi și la vorbă, așa cum era el pentru că Johnny, ca orice ființă omenească, făcuse din el etalonul cu care voia să măsoare întregul univers. În timpul mesei, mama le explică în fel și chip și, repetându-se la nesfârșit, că se ostenea din răzputeri pentru binele familiei, de aceea, cum sprăvi cina, Johnny împinse scaunul înapoi și se sculă cu un suspin de ușurare, șovăi o clipă neștiind încotro să meargă spre pat sau spre ușa de la intrare, în cele din urmă se hotărâ să iasă puțin afară. Nu merse prea departe, se așeză pe prispă cu picioarele strânse sub el, cu umerii lui înguști ieșiți în afară cu coatele pe genunchi și cu bărbia sprijinită în palme. Ședea așa nemișcat fără să se gândească la nimic. Se odihnea și atâta tot. Mintea îi amorțise. Surioarele și frățiorii ieșiseră și ei afară și se zbenguiau gălăgioși în preajma lui, împreună cu alți copii la lumina becului electric din colțul străzii. Ei știau că Johnny e ursus și arțăgos, dar, neastâmpărați cum erau, începură să-l sâcâie țopăind în fața lui și cântându-i obraznic tot felul de cântece prostești și jignitoare. La început, Johnny mărâi câteva înjurături pe care le învățase de la șefii de echipă, dar văzând că înjurăturile erau zadarnice și amintindu-și că se cădea să fie demn, se cufundă din nou într-o tăcere îndărădnică. Capul răutăților era chiar fratele său, Will, al doilea după el ca vârstă și care de-abia împlinise zece ani. Johnny nu avea pentru el sentimente prea delicate. viața îi fusese de timpuriu otrăvită de obligația continuă de a-i ceda totul lui Will și de a se jertfi de dragul lui. Avea sentimentul că Will îi datora foarte mult și că se arăta ingrat. În copilăria sa a pierdută în negura trecutului, pe vremea când lua și el parte la asemenea jocuri, trebuise de multe ori să renunțe la joacă pentru ca să-i poarte de grijă lui Will. Pe vremea aceea, Will era un țânc, iar mama era ocupată, ca și acum, mai tot timpul la afilatură. Pe umerii lui Johnny căzuse sarcina de a-i fi și mamă și tată lui Will. Se vede cât de colo că Will trăsese foloase din toate renunțările și jertfele fratelui mai mare. Era bine legat și puternic. Era tot atât de înalt ca Johnny, ba chiar cântărea mai mult decât el. Uitându-te la amândoi, ai fi zis că sângele unuia a trecuse în vinele celuilalt. Același lucru se putea spune și despre pofta lui de viață. Johnny era obosit, incert, în vreme ce fratele lui mai mic părea plin de viață și de o exuberanță fără margini. Cântecul bat jocoritor suna din ce în ce mai tare, Sopăind prin fața lui Johnny, Will se aplecă, deodată și scoase limba. Înfuriat, Johnny își a zvârli brațul stâng înainte și își apucă fratele de gât, lovindu-l în același timp în nas cu pumnul osos. Pumnul era într-adevăr numai pieleșios, dar urletul de durere scos de victimă arăta că pumnul era și puternic. Ceilalți copii începură să țipe de frică, iar Jenny, sora lui Johnny, se repezi în casă. Johnny îl trânti pe Will la pământ și începu să-l lovească sălbatic peste fluerele picioarelor, apoi, apucându-l de ceafă, îl băgă cu nasul în noroi. Nu-i dădu drumul decât după ce-i frecă de mai multe ori fața în noroi, apoi ca un vârtej anemic de îngrijorare și mânie maternă sosi și mama. De ce nu mă las în pace?" răspunse Johnny la mustrările ei. Nu vede că sunt obosit?" Sunt tot atât de mare ca și tine, urlă Will, ținându-se de fusta mamei cu obrajii acoperiți de lacrimi, noroi și sânge. Sunt tot atât de mare ca și tine și o să cresc și mai mare. Să vezi tu ce bătaie o să strag atunci. Dacă zici că ești așa mare, de ce nu te duci la muncă, mormăi Johnny. Asta trebuie, să te duci și tu la muncă. dar mama ar trebui să te trimită de pe acum la fabrică. Da, mama ar trebui să te trimită de pe acum la fabrică. Dar e prea mic, protestă mama, e doar un copil. Eu unul era mai mic decât el când m-ai trimis la muncă. Și Johnny vrut să adauge că se simte nedreptățit, dar gura îi se înclește brusc cu un scrâșnet. Posomorât să răsuci pe călcâie, intră în casă cu pași apăsați și se duse să se culce. Ușa camerei în care dormea se deschisă, ca să pătrundă și acolo căldura din bucătărie. În timp ce se dezbrăca pe întuneric, o auzea pe maică s-a vorbind cu o vecină care tocmai intrase. Mama plângea și își întărea vorbele cu suspine amare. Nu pricep ce-o fi cu Johnny al meu," spunea ea. Înainte nu era așa, era ca un înger, dar e băiat bun și acum," se grăbia să adauge. Muncește fără preget și a început să lucreze de mititel, dar n-am nicio vină. Eu fac tot ce-mi stă în putere ca să fie bine, ți-o jur." Suspine prelungi răsunară din nou în bucătărie. Johnny își spuse în gând, în vreme ce ochii se închideau. Te cred și eu că muncesc fără preget. A doua zi dimineață, mama alzmulse ca de obicei din ghearele somnului. Urma apoi masa sărăcăcioasă drumul prin întuneric, palida geană de lumina a zilei, întrezărită deasupra acoperișurilor și apoi intrarea pe poarta fabricii începea o nouă zi de lucru, asemenea tuturor zilelor de lucru de până atunci. Totuși se întâmplau și în viața lui anumite evenimente, când își schimba slujba sau când se îmbolnăvea. La șase ani se loc de tată și de mamă pentru Will și pentru ceilalți frățiori mai mici. La șapte intrase în fabrică ca să înfășoare firele pe mosoare. La opt găsise de lucru într-o altă țesătorie. Noua lui slujbă era uimitor de ușoară n-avea altceva de făcut decât să stea jos cu o vergea în mână și să mâne valul de pânză care curgea prin fața lui. Valul acesta ieșea din fălcile unei mașini, trecea peste un calandru fierbinte și își continua drumul. Slujba era ușoară, dar toată vremea trebuia să stea în același loc, într-un colț în care nu ajungea lumina zilei, sub pâlpâirea unui bec slab de gaz aerian. El însuși făcea parte din mecanismul mașinii. Cu toate că era silit să stea tot timpul într-o căldură umedă, se simțea foarte fericit cu slujba asta, căci era încă tânăr și plin de visuri și de iluzii. Urmărind atent valul neîntrerupt al pânzei, își făurea visuri minunate, dar munca nu-i punea deloc mintea la încercare, așa încât, cu vremea, visă din ce în ce mai puțin mintea îi se negură și încet încet amorții. Totuși câștiga 2 dolari pe săptămână și 2 dolari reprezentau diferența între foamea acută și subnutriția cronică. Dar la 9 ani pierdu această slujbă din pricina pojarului. După ce se vindecă, găsi de lucru într-o fabrică de sticlărie. Era mai bine plătit, iar munca îi cerea o oarecare îndemânare. Lucra cu bucata, așa încât, cu cât era mai vrednic, cu atât câștiga mai mult. Asta îl stimula și, datorită acestui stimulent, deveni cu timpul un lucrător de frunte. Operațiunea pe care o făcea nu era deloc grea. Trebuia doar să lege dopuri de sticlă la niște flaconașe. Avea la brâu un scul de sfoară și ținea flaconașul între genunchi, ca să poată lucra cu amândouă mâinile. Șezând astfel, a plecat peste genunchi, umerii lui înguști se cocoșau, iar pieptul îi stătea scofâlcit, de 10 ore pe zi. În felul acesta, își distrugea plămânii, dar era bucuros că poate da gata 300 de duzin de sticle pe zi. Directorul era foarte mulțumit de el și aducea pe vizitator să-l vadă. Prin mâinile lui treceau 300 de duzin de sticle în 10 ore de muncă pe zi. Asta însemna că atinsese perfecțiunea unei mașini. Orice gest inutil fusese eliminat. Fie ce mișcare a brațelor lui slabe și a mușchilor de pe degetelei subțiri era rapidă și sigură. Ca urmare a încordării, continue cu care lucra, a început să devină nervos. Noaptea în somn, mușchii se contractau, iar în timpul zilei nu putea nici să se odihnească, nici să lucreze mai încet. Rămânea încordat și mușchii continuau să îi se contracteze. În același timp se făcea din ce în ce mai palid la față și tușa tot mai rău. Apoi, o pneumonie îi încinse plămânii slăbiți și iată că își pierdu slujba de la fabrica de sticlărie. Acum se întorsese la filatura de iută, unde debutase înfășurând fire pe mosoare. Aici îl aștepta o avansare, căci era muncitor vrednic. Urma să fie trecut la secția apretat și apoi în sala războaielor. De acolo înainte nu mai avea la ce să se aștepte, ci doar să-și sporească randamentul. În atelierul acesta mașinile mergeau acum mai repede decât pe vremea când lucrase prima dată, dar mintea lui lucra mai încet ca atunci. Înainte, în anii lui tineri, fusese plin de visuri. Acum însă nu mai visa deloc. Într-un rând simțise că e îndrăgostit, asta pe vremea când începuse să mâne valul de pânză peste calandrul fierbinte, iar fata iubită era fica directorului, mult mai în vârstă decât el, dar totuși destul de tânără. O văzuse de departe de 5-6 ori, dar asta n-avea nicio importanță. Pe suprafața valului de pânză care trecea necontenit prin fața ochilor lui, își zugrăvea un viitor măreț. Avea să facă minuni în meseria lui, să inventeze mașini miraculoase, să devină patronul țesătoriei și, în cele din urmă, avea să o ia în brațe pe femeia iubită și să o sărute sobru pe frunte. Dar toate astea se petrecuseră de mult, cu mult înainte de a deveni prea bătrân și prea obosit ca să mai poată iubi. De altfel, dânsa se măritase și plecase, iar mintea lui amorțise cu totul. Fusese totuși ceva minunat, de care își aducea adesea aminte, așa cum alții își aduc aminte de vremurile când credeau în plăsmuirile basmelor. Nu crezuse niciodată nici în zâne și nici în Moș Crăciun, dar crezuse din toată inima în viitorul luminos pe care închipuirea îl țesuse pe trâmbe de pânză aburindă. Maturizarea lui începuse din fragedă copilărie, intrase în adolescență la șapte ani când primise cel din tâi salariu. Simțise cum se înfiripă în el un oarecare sentiment de independență, iar raporturile dintre el și maică sa se schimbaseră. Faptul că își câștiga pâinea și că făcea ceva pe lumea asta îl punea întrucâtva pe picior de egalitate cu ea. Matur, în adevăratul sens al cuvântului, devenise la 11 ani, când vreme de șase luni lucrase în schimbul de noapte. Niciun copil nu mai rămâne copil când trece la munca de noapte. Mai fuseseră și alte evenimente importante în viața lui. Unul dintre acestea l-a constituit faptul că într-o zi mai i a cumpărat prune uscate de California. Alte două au fost ocaziile în care îi pregătise prăjiturele cu ouă și lapte. Acestea fuseseră adevărate evenimente. Cu plăcere își amintea de ele. Cam în aceeași vreme, mama îi vorbise despre o mâncare delicioasă pe care avea să o gătească odată și odată și anume despre lapte de pasăre care, după cum spunea ea, era mult mai bun decât prăjiturile acelea. Ani întregi așteptase ziua când avea să se așeze la masă în fața acestei minunății, pe care cu timpul o trecu în rândul idealurilor de neatins. Într-o zi găsise o monedă de argint de 25 de cenți pe trotuar. Și această întâmplare fusese un mare eveniment în viața lui, însă un eveniment tragic. Chiar în clipa când văzuse moneda strălucind și înainte de a o ridica, aș dădu seama ce s-ar fi cuvenit să facă. Acasă, ca de obicei, n-avea destulă mâncare și ar fi fost de datoria lui să ducă banii acasă, cum ducea și salariul în fiecare sâmbătă seara. Desigur că și în cazul acesta ar fi trebuit să procedeze la fel, dar niciodată nu cheltuise bani singur și tare ar fi vrut să mănânce niște dulciuri. Îi plăceau nespus de mult bomboanele și nu gustase din ele decât la zile mari. Nu încercă să-și fure singur căciula. Conștiința îi spunea că face un păcat, totuși păcătui cu bună știință și făcu o adevărată orgie cumpărând bomboane de 15 cenți. Puse deoparte 10 cenți pentru o viitoare orgie, dar nefiind obișnuit să umble cu bani, îi pierdu. Și cum această întâmplare se petrecu tocmai când remușcările îi ardeau sufletul, îi se păru o adevărată pedeapsă cerească. A avut chiar senzația înfricoșătoare că îl urmărește un Dumnezeu cumplit și răzbunător, care îl văzuse și îl pedepsise fără măcar să-l lase să-și ducă păcatul la capăt. Își aducea aminte de întâmplarea asta ca de cea mai mârșavă faptă din viața lui. Conștiința îi tresărea și îl mustra ori de câte ori întâmplarea îi revenea în minte. Era viermele care îi rodea conștiința. Firea lui și felul în care trăise îl făceau să regrete fapta săvârșită. Modul cum prăpădise cei 25 de cenți nu-l mulțumea deloc. Ar fi putut cheltui banii cu mai mult folos, și, având în vedere că acum știa cât de repede se mânie Dumnezeu, i-ar fi putut trage chiulul, cheltuind toți banii deodată. De-abia acum, după cele întâmplate, găsea mii de moduri de a folosi mult mai bine banii aceia. Mai avea el o amintire întunecată și tulbure, dar întipărită pentru totdeauna în sufletul lui, amintirea cotonogelilor, a loviturilor de picior primite de la ataică supe vremuri. Era mai degrabă un coșmar decât amintirea unui fapt real, ceva asemănător cu groaza simțită de un om care visează că se prăbușește într-o propastie. Amintirea ancestrală, păstrată în visuri prin primele zile ale lumii, când strămoșii săi trăiau în copaci. Și amintirea asta nu-l năpădea niciodată ziua când era pe deplin treaz, ci numai noaptea când stătea întins în pat, în clipa în care ființa lui se cufunda și se dizolva în somn. Atunci trăsărea, deodată trezindu-se îngrozit și, în primele momente de spaimă bolnăvicioasă, îi se părea că zace întins la picioarele patului. Silueta tatălui și alături, cea a mamei se deslușau în pat ca prin ceață. Trăsăturile tatălui nu le deslușise clar niciodată. Singura amintire păstrată despre el era că picioarele lui erau cumplite, necruțătoare. Mintea lui copleșită de aceste amintiri din trecut nu păstra nicio amintire mai proaspătă. Toate zilele erau la fel. Sau o zi de acum un an semănau între ele cum seamănă mileniile sau minutele. Niciodată nu se întâmpla nimic. Niciun eveniment nu marca trecerea timpului. Timpul nu mergea înainte. Stătea de-a pururi pe loc. Numai mașinile cu roți zgomotoase se mișcau, dar cu toate că mișcarea lor era din ce în ce mai rapidă, totuși ele nu se clinteau de la locul lor. La 14 ani început să lucreze la secția apretat. Pentru el a fost un eveniment uriaș, se întâmpla în sfârșit un lucru care și-l putea aminti după o noapte de somn și chiar după ziua când primise leafa pentru o săptămână. Era începutul unei ere noi în viața lui, era un fel de olimpiadă a mașinilor, odată de la care poți începe să socotești ani. Când am început să lucrez la apretat sau după ce am început să lucrez la apretat sau înainte de a fi început, iată cuvintele pe care le spunea adesea. Cea de a 16-a aniversare a sărbătorit-o trecând în atelierul războaielor și luând în primire un război de țesut. Aici găsise iarăși un stimulent, pentru că lucrul era plătit cu bucata. Și se pricepea la asta, pentru că fabricile prin care trecuse îl modelaseră, prefăcându-l într-o mașină perfectă. După trei luni, ajunsese să lucreze la două războaie deodată și apoi la trei și la patru. Către sfârșitul celui de-al doilea an de lucru la războaie, Scotea zilnic mai mulți iarzi de pânză decât oricare alt sător și de două ori mai mulți decât cei mai puțin îndemânatici. Acasă lucrurile începeau să meargă mai bine pe măsură ce puterea lui de câștig se mărea. Asta nu însemna nici pe departe că ceea ce câștiga întrecea strictul necesar. Copiii creșteau și deci mâncau mai mult să rădați la școală și cărțile costau scump. Ba uneori, oricât de repede își sporea el productivitatea, costul vieții creștea și mai repede. Ba chiar și chiria se mărea din ce în ce, deși locuința se dărăpăna din ce în ce. Crescuse mai înalt, dar înălțându-se părea și mai sfrijit. Pe de altă parte, devenea din ce în ce mai nervos și, ca urmare, din ce în ce mai ursus și mai arțăgos. Copiii, după ce de câteva ore o pățiseră amarnic, acum se fereau de el. Mai că s-a... Îl respecta pentru că aducea bani în casă, dar respectul ei era amestecat mai mult sau mai puțin cu un fel de teamă. Pentru el viața trecea fără nicio bucurie. Zilele se scurgeau una după alta fără ca el să vadă măcar lumina soarelui. Noaptea dormea zguduit doar de spasme. Restul timpului muncea și atunci acționa ca o mașină. În afara acestei activități, sufletul îi era cu totul gol. Nu nutrea niciun ideal, dar păstra o iluzie. Aceea să bea cafea adevărată. Era un simplu animal de povară, lipsit de orice viață sufletească. Totuși, în tainițele minții lui se cerneau și se îngrămădeau fără ca el să-și dea seama toate orele de muncă, toate mișcările brațelor, toate încordările mușchilor, pregătind în lăuntrul lui o schimbare care avea să-i uimească și pe el și pe mica lume în care se învârtea. Primăvara era pe sfârșite, când într-o seară se înapoie de la fabrică mai obosit ca niciodată. Când se așeză la masă, ceilalți parcă așteptau ceva deosebit, lucru pe care el nici nu-l băgă în seamă. Mânca tăcut și morocănos înghițind mașinal bucatele aflate în fața lui. Copiii tușau cu subînțelesuri, făceau hm și aha uh -huh, și plescăiau din limbă, dar Johnny rămase surd la toate chemările astea. Știi ce mănânci?" îl întrebă mama în cele din urmă, nemai putând să rabde. Johnny se uita absent în farfuria din fața lui, apoi, tot atât de absent, își întoarse privirea spre maică sa. Lapte de pasăre!" rosti mama pe un ton triumfător. Da?" făcu Johnny. Lapte de pasăre, repetară încor copiii. Da, făcu el din nou. Și după alte două-trei înghițituri adăugă. Mi se pare că nu mi-e foame deloc în seara asta. Și lăsând lingura din mână, împinse scaunul și se ridică de la masă cu mișcări obosite. Mă duc să mă culc. Picioarele erau mai grele ca de obicei și de-abia și le târa când a ieșit din bucătărie. Dezbrăcatul îi se păru o muncă titanică, ceva cu totul și cu totul inutil. Se târâ plângând în cetișor sub pătură, cu un picior nedescălțat. I se părea că în interiorul capului crește și se umflă ceva, negurându-i creierul. Degetele -i slabe i se păreau groase cât încheietura mâinii, iar în buricele degetelor simțea o furnicătură vagă și nedeslușită, ca și senzația din creier. Îl dureau groaznic șalele, îl dureau toate mădularele, tot trupul, iar în cap începură să urle, să strosnească, să scârție, să urle milioane de războaie de țesut. Întreg văzduhul era plin de suveici, țâșneau încoace și încolo, amestecându-se cu stelele. Lucra la o mie de războaie care funcționau cu o viteză din ce în ce mai mare, pe când creierul lui se învârtea repede, repede, până ajunse un fir ce alimenta toate cele o mie de suveici. A doua zi nu se duse la lucru. Era preocupat ocupat cu urzeala colosală a celor o mie de războaie care îi se învârteau necontenit în creier. Mai că a plecă la fabrică după ce chemă doctorul. Acesta spuse că e vorba de un caz foarte grav de gripă, Jenny făcu pe infirmiera îndeplinind tot ce spusese doctorul. Era într-adevăr un caz foarte grav. O săptămână întreagă se scurse până când Johnny putu să se dea jos din pat și să meargă câțiva pași, clătinându-se pe dușumea. Încă o săptămână, spuse doctorul, și o să se poată duce la lucru. În după amiaza duminicii următoare, prima lui zi de convalescență, Contramaistrul atelierului în care lucra veni să-l vadă. Cu acest prilej o asigură pe mamă că feciorul ei era cel mai bun săsător din atelier și că va fi primit înapoi când se va face bine. Se va putea prezenta la lucru de luni, în opt zile. De ce nu-i mulțumești, Johnny?" îi spuse mama neliniștită. A fost tare bolnav și nu și-a venit cu totul în fire," explică ea vizitatorului în chip de scuză. Johnny ședea pe marginea patului, adus de spate, privind țintă în podea. Rămase așa multă vreme și după plecarea contra maestrului. Afară era cald, după amiază se duse și se așeză pe treptele scării. Din când în când, i se mișca buzele. Părea pierdut în calcule nesfârșite. A doua zi de dimineață, când simți că se face cald, ieși și se așeză din nou pe trepte, de data aceasta, luase un creion și hârtie ca să-și urmeze socotelile. Le făcea chinuitor de greu, dar cu o încăpățânare uluitoare. Ce vine după milioane?" îl întrebă el la amiază pe Will când veni de la școală. Și cum se fac socotelile cu milioane?" În după amiază aceeași isprăvi socoteala. Cu toate astea, în fiecare zi se așeza pe trepte, dar fără creion și hârtie. Părea cu totul absorbit de studierea singurului pom din vecinătate, care creștea chiar în fața casei, de cealaltă parte a uliței. Se uita țintă la pom. Ceasuri întregi și părea deosebit de atent când vântul îi clătina crengile și frunzele începeau să-i freamăte. Toată săptămâna Johnny rămase cufundat într-o adâncă împăcare cu sine însuși. Duminica a așezat, ca de obicei, pe treptele scării, zbucni de câteva ori în hohote de râs, spre marea neliniște a mai care de ani întregi nu-l mai auzise râzând. A doua zi, înainte de revărsatul zorilor, mama a venit la patul lui să-l trezească. Cum dormise pe săturate toată săptămâna, Johnny se trezi repede, fără să se zbată și, când maică s-a atrase de așternut, nu se agăță de pătură. Stătea liniștit și rămase liniștit. Degeaba, mamă! Ai să întârzi, spuse mama, crezând că Johnny era încă buimăcit de somn. Sunt treaz, mamă, dar a spun că-i degeaba. Mai bine lasă-mă în pace. Nu vreau să mă scol. Dar ai să-ți locul la fabrică, strigă ea. Nu mă scol, repetă Johnny cu o voce ciudat de calmă. În dimineața aceea nici mama nu se duse la fabrică. Boala asta era cu totul deosebită de cele pe care le cunoștea ea. Înțelegea că un om să aibă friguri, să aiureze, dar în cazul de față era nebunie curată. Îl acoperi din nou cu pătura și o trimise pe genii după doctor. Când veni doctorul, Johnny dormea senin. Se trezi tot atât de senin și întinse mâna ca să-i se ia pulsul. N-are nimic, spuse doctorul, este însă foarte slăbit, asta-i tot, n-are pic de carne pe el. Nu de una a fost așa, spuse mama. Ei, acum du-te, mamă, și lasă-mă să-mi termin somnul. Johnny vorbi calm și tărăgănat și la fel de calm și tărăgănat să răsuci pe o rână și a dormi. La ora 10 se trezi, se îmbrăcă, apoi intră în bucătărie unde o găsi pe maică sa care îl privea îngrozită. Plec de acasă, mamă, spuse el. Am venit să-mi iau rămas bun. Ridicând brațele spre cer, mama se prăbuși pe un scaun și începu să plângă în hohote, ducându-și șorțul la ochi. El aștepta răbdător. Ar fi trebuit să-mi dau seama, bolborosia, dar încotro, îl întrebă ea mai târziu, lăsând șorțul în jos și privindu pe băiat aproape fără curiozitate cu ochii împietriți. Nu știu. În lumea mare, și rostind aceste cuvinte, văzu gând, într-o lumină strălucitoare, pomul de peste drum. Imaginea asta părea lipită de ploape și gata să prindă viață, oricând ar fi dorit ea. Și slujba? Cu slujba ce faci?" îl întrebă mama cu glas tremurător. N-am să mai lucrez niciodată." Doamne, Johnny!" se tânguia. Nu mai vorbi așa. Vorbele acestea îi se păreau un păcat de neiertat. Era uluită, întocmai ca o mamă care își aude copilul spunând că nu crede în Dumnezeu. – Dar ce ți-a intrat în cap? – întrebă ea încercând cu stângăcie să pară severă. – Cifre, răspunse el, nimic altceva decât cifre. Am făcut multe socoteli săptămâna asta și am ajuns la rezultate de-a dreptul uluitoare. – Nu prea văd ce amestec pot avea cifrele în treaba asta, răspunse mama. Johnny surâse blajin, iar mama a simțit un fior dându-și seama că băiatul nu mai era posomorât și arțăgos ca de obicei. Am să-ți arăt," spuse el, sunt foarte obosit. Din ce pricină? Din pricina mișcărilor. De când m-am născut, am făcut numai mișcări fără încetare. Sunt obosit, foarte obosit de atâtea mișcări. Acum totul s-a sfârșit. Nu o să mai fac nicio mișcare. Îți amintești, mamă, de vremea când lucram la fabrica de sticlărie?" Legam cu sfoară dopuri la 300 de duzin de sticle pe zi. Să punem 10 mișcări diferite pentru fiecare bucată. Asta face 36.000 de mișcări pe zi, adică 360.000 de mișcări în 10 zile și într-o lună, 1.080.000. Să lăsăm cele 80.000, adăugă el pe tonul unui om generos care face o pomană. Așadar, lăsând la o parte cele 80.000, rămân un milion de mișcări pe lună, adică 12 milioane pe an. La războaie făceam cel puțin de două ori mai multe mișcări, să zicem 25 de milioane. Ei bine, acum mi se pare că am făcut asemenea mișcări vreme de un milion de ani. Iată însă că săptămâna asta nu m-am mișcat deloc. Ore întregi au trecut fără să fac vreo mișcare. Nici nu știi ce bine e să stai și să nu faci nimic ceasuri întregi. Niciodată până acum n-am știut ce-i fericirea. N-am avut timp niciodată. Toată viața am fost în neîncetată mișcare. În felul ăsta nu poți fi fericit. De aceea nu o să mă mai mișc. De acum înainte o să stau locului. O să mă odihnesc, o să mă odihnesc și iar și iar o să mă odihnesc. Dar ce o să se întâmple cu Will și cu ceilalți copii? Întrebă mama deznădășduită. Asta e, Will și copiii, repetă Johnny fără pic de amărăciune în glas. Cunoștea de multă vreme ambițiile mamei sale cu privire la Will, dar gândul ăsta nu-l mai sâcâia acum. Nu-l mai interesa nimic, nici măcar asta. Știu, mamă, continuă el, ce planuri îți făceai cu privire la Will, să-l lași la școală ca să ajungă contabil, dar degeaba, acum plec, trebuie să se ducă și el la lucru. După ce te-am crescut așa cum te-am crescut, spuse mama, izbucnind din nou în plâns și dând să-și ducă iarăși șorțul la ochi, dar să răzgândi. Nu mai crescut niciodată, mamă, răspunse el cu o bunăvoință tristă. M-am crescut singur, mamă. Ba, l-am crescut și pe Will. El e mai voinic decât mine, mai gras și mai înalt. Cât am fost copil, știi prea bine că eu n-am mâncat niciodată pe săturatelea. Cât a fost el copil, eu am muncit mereu ca să aibă el ce mânca. Acum totul s-a isprăvit. Will să se ducă și el la lucru așa cum am fost și eu. De nu, tu că se dracului. Puțin îmi pasă, sunt obosit. Plec. Nu vrei să-mi spui drum bun? Mama nu răspunse. Cu fața din nou ascunsă în șor plângea. Johnny se opri o clipă în prag. Eu întotdeauna am făcut așa, ca totul să fie cum e mai bine, spuse mama hohotind de plâns. Johnny ieși din casă și o apucă în susul străzii. O umbră de mulțumire îi se așternu pe față când văzu pomul singuratic. N-am să mai fac nimic, murmură el ca pentru sine, tărăgănând cuvintele ca într-un cântec cu jumătate de glas. Și-și înălță lacom ochii spre soare, dar razele strălucitoare ale soarelui îl orbiră pornea la drum lung, așa că n-avea de ce să se grăbească. Când trecu prin fața țesătoriei de iută, băzâitul îndepărtat din sala războaielor îi ajunse până la urechi și îl făcu să surâdă blând și liniștit. Nu simțea nicio ură, nici măcar împotriva acestor mașini zgomotoase, nu simțea nimic, nicio amărăciune, doar o nemărginită poftă de odihnă îi stăpânea sufletul. Casele și fabricile se răreau tot mai mult, iar întinderea maidanelor creștea pe măsură ce se apropia de câmpie. În sfârșit, orașul rămase în urmă. Încet, cu pași rari, o apucă pe o potecă plină de verdeață de-a lungul căii ferate. Nu mergea ca un om și nici măcar nu arăta om. Era o făptură ce se prefăcea a fi o ființă omenească. Era o frântură de viață informă, pipernicită, contorsionată, care se târa ca o maimuță bolnavă, cu brațele bălăbănind, cu umerii aplecați, cu pieptul subt, o făptură grotescă și înfricoșătoare. Trecând pe lângă o ogară mică, se culcă în iarbă, la umbra unui copac. Rămase acolo toată după amiaza, din când în când moțăia, dar mușchii se contractau și când ațipea. Când se trezea, rămânea mai departe lungit, privind nemișcat păsărelele sau cerul care se zărea deasupra lui printre ramurile copacului. De câteva ori izbucni în hohote de râs, fără nicio noimă și fără legătură cu ceea ce putea vedea sau auzi. Când umbrele serii fură înlocuite de bezna nopții, un tren de marfă intră cu zgomot în gară. În vreme ce locomotiva manevra niște vagoane pe o linie moartă, Johnny se furișă de-a lungul trenului, Împinse ușa laterală a unui vagon de marfă gol, se cățără în el stângaci cu mare greutate, apoi trase ușa după el. Locomotiva așuieră. Lungit pe spate, Johnny suruse în întuneric. Notă. Răzvrătitul. În original, de Apostate. A văzut lumina tiparului în septembrie 1906, când a fost publicată în revista new-yorkeză Woman's Home Companion întemeiată în 1879 și care își continuă apariția și în prezent. Ulterior, această bucată a fost inclusă în culegerea Când râd zeii, publicată în 1911.